prin clasa 5-a, la început, mi-am luat niște pixuri și o hârtie și am zis că vreau să scriu despre cum văd eu ce se întâmplă în jurul meu și despre cum mă afectează sau cum ajută ce se întâmplă în jurul meu. O să fie ideile mele, cum percep eu ce se întâmplă, tot ce vreau să fac. E o problemă, în foarte multe cazuri. E o problemă cu învățământul, cu spitalele, cu ce se întâmplă în țară, cu guvernarea. Nu se întâmplă ce trebuie. Vreau să continui în pedagogie, în psihologie sau în drept. Ceva ce ține de legătura cu oamenii. Avem acces la foarte multă informație și putem să învățăm cum să facem bine din greșelile celor de acum. O gândire curată, liberă, să nu se fure, să nu se mintă, să fie bine pentru toți. Nu se ia în calcul faptul că noi trebuie să avem plăcerea să facem ceva și nu se acționează de la început, de jos, de când începem. Un profesor care inspiră este un profesor care îți face drag să vii la oră. Îți face drag să înveți, să-ți faci tema, nu să fii obligat sau să stai cu frică. Nu ți inspiră doar materia lui, ți inspiră gândirea și cum percepe lucrurile.